Să vedem pentru nativii Capricorn această lună plină. Pentru Capricorni a venit momentul să se redefinească în relația cu ei înșiși și cu toți cei din, cu toți cei din jur. În sfârșit este momentul, cumva așa ca la Babadochia, pentru Capricorn să-și dea jos și ultima haină de pe ei, ultima mască, tocmai pentru a se vedea ei pe ei așa cum sunt, să se accepte așa cum sunt și pur și simplu chiar așa să spună. Ăsta sunt eu și mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Este o săptămână a relațiilor, a relațiilor cu membrii familiei. Își vor da seama efectiv de fiecare om din jurul lor și la serviciu, nu numai în familie, în tot ce înseamnă parteneriate, despre cum sunt oamenii, cum s-au raportat până acum la ei. Este necesar pentru Capricorn să dea dovadă de multă modestie în această săptămână. Vor lua decizii importante legate de bani, legate de relațiile de suflet. Munca și responsabilitatea trebuie folosite cu foarte mare înțelepciune de către Capricorn. Practic, ei trebuie să-și construiască, își vor construi în zilele următoare propria imagine despre ei înșiși, dar numai după ce vor da jos, cum spuneam mai devreme, și ultima mască, ultima haină de pe ei. Vor trebui efectiv să facă un fel de operație chirurgicală, să înlăture toate, absolut toate programele limitative, toate semințele pe care până acum le-au plantat mai puțin virtuos, atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. Și chiar afirmația pe care ei pot să o spună este: prin credință, înțelepciunea și puterea ființei mele, trăiesc în fiecare moment o viață plină de împlinire. Am succes chiar acum în tot ceea ce fac. Sunt iubit și iubesc din toată inima. Deci și iubirea, în special iubirea necondiționată, este un alt lucru pe care Capricornii l-au avut de învățat, ei fiind o zodie karmică, poate cea mai puternică zodie karmică, în anii din urmă. Acum este momentul să accepte, să nu se mai biciuiască pe ei, să se privească cu modestie, cu acceptare totală și să se iubească așa cum sunt, tocmai pentru a putea dărui acea iubire și celor din jur. Sunt momente de foarte mare revelație pentru nativii Capricorn. Ei sunt gazdele unor planete grele, a lui Pluton, a lui Saturn și acum și gazdele lui Marte. Momente de mare interes pentru ei, de mare intensitate, foarte multe evenimente cu conotație karmică. Nu îi sfătuim să-și supraevalueze resursele proprii, pentru că s-ar putea să obosească și să rămână total devitalizați, pentru că au această adrenalină puțin peste medie, pentru că sigur că da, Marte le dă sentimentul că pot face foarte multe lucruri. Se dinamizează totul, întreg destinul și evenimentele și lucrurile care vin către Capricorn, totul este dinamizat. Este o perioadă în care sunt încurajate activitățile voluntare. Spre exemplu, dacă avem nativ Capricorn care până acum avea o viață mai stagnantă, iată, acum viața lor capătă o dimensiune destul de puternică pe zona aceasta a activităților și mai ales pe călătorii. Vom vedea mulți nativi Capricorn care sunt legați de călătorii foarte mult, poate chiar și profesional, sau persoane care vin din străinătate, îi vor ajuta fără doar și poate. Este o zi cu un marcaj deosebit, pentru că această lună plină se întâmplă pe axa 10-4 pentru Capricorn, ceea ce înseamnă că capătă valențe deosebite oamenii care au importanță emoțională în viața lor. Trebuie să înțeleagă și anumite, trebuie să vadă unde trebuie ei să facă, nu știu, un sacrificiu pentru o persoană dragă. S-ar putea nativii Capricorn zilele acestea să fie obligat să facă un sacrificiu pentru persoanele apropiate, sau să înțeleagă un anumit tip de atașament, adică fie să se detașeze, fie dimpotrivă să susțină, să ajute persoanele care au o anumită legătură către ei. Să nu deschidă subiecte delicate în această perioadă, să fie cât mai neutri. Dacă o persoană încearcă să-i provoace, îi sfătuim pe Capricorn să ducă pe zona de minimă rezistență și de minim conflict problema respectivă, să controleze situațiile instabile, pentru că, într-adevăr,
aceste quadraturi vin și cu o propunere către instabilitate și fluctuație, să-și creeze chiar singur conjuncturi favorabile. Este o perioadă care invită pe Capricorn să meargă în locuri religioase, locuri încărcate spiritual, să transforme și să convertească negativul în pozitiv, să controleze orice exces energetic, pentru că trebuie să-l folosească foarte echilibrat într-o zonă care cu adevărat pentru ei să reprezinte ceva și de asemenea să se gândească la lucruri care le sunt de folos pe termen lung. Există o perspectivă foarte bună din punct de vedere social, profesional, financiar pentru aceștia, trebuie doar depășite anumite momente de ușoare blocaje emoționale care s-ar putea, în care s-ar putea ca nativii Capricorn să fie implicați fără a avea niciun fel de vină. Deci fără vină, pur și simplu să trebuiască să rezolve anumite probleme cu mare încărcătură emoțională. Revenim după publicitate și cu concluzii pentru Capricorn. Dincolo de toate aparențele, vorbeam despre nativii Capricorn ca o concluzie, nativii Capricorn trebuie să înțeleagă ce îi face fericiți în această perioadă, să identifice. Spre exemplu, dacă un nativ Capricorn descoperă că îi face foarte bine să călătorească, să facă acest lucru, sau descoperă că nu îi face bine ceva, să nu mai facă acel lucru. Deci ei trebuie să-și apere și să-și câștige liniștea sufletească, să lupte pentru liniștea lor sufletească, să-și aducă bucurii, pentru că este această presiune dată și de Pluto, care este o planetă foarte dură, o planetă alchimică, și de Saturn, care este nu întâmplător marele malefic, deci o planetă care îți bagă un soi de optimism, îți aduce un soi de greutate în tot ceea ce faci, și Marte, care e planeta războiului, care vine cu agresivitate. Deci, iată, planeta agresivității, planeta pesimismului și planeta alchimizărilor, toate sunt în semnul Capricornului care le găzduiește. Ca atare, ei fiind la rândul lor o zodie saturniană, ca atare, este absolut, este imperios necesar ca nativii Capricorn să facă cât mai multe activități optimiste, să călătorească cât mai mult, să meargă cât mai mult în zone în care se încarcă energetic, să evite să stea în casă toată ziua sau să aibă numai muncă de birou sau numai ceva care prin natura activității în sine este, să spunem, devitalizantă, și mai ales să evite să stea în prezența persoanelor cu probleme grave, emoționale sau energetice. Sau vibrație joasă. Sau da. Vibrație și joasă. Și să vadă exact care sunt acele lucruri, acele situații, care persoane energetic, care le bucură sufletul. Sufletul. Exact. Mergem mai departe să vedem, Simona, pentru vărsători această lună plină. Pentru vărsători, lecția karmică este a acestei luni albastre, este o lecție spirituală. Pentru vărsători este imperios necesar din acest moment să se bazeze pe instincte. Comunicarea va fi extrem de importantă la vărsători. Ce spun? Cum spun? Și în sfârșit, pentru că ei toți sunt acei vizionari ai zodiacului, pentru vărsători din această săptămână vor începe să vină acele informații din viitor. Să apeleze foarte mult la energia angelică a Arhanghelului Gabriel, care îi va ajuta în a decodifica informațiile primite. Să fie atenți la vise, să țină lângă ei un jurnal și să noteze, chiar dacă pur și simplu pun cuvinte dispersate acolo, care n-au nicio legătură, vor înțelege sensul. Foarte important pentru vărsători va fi să și traducă mesajele primite pentru a putea să le înțeleagă și cei din jurul lor. Pentru că altfel vor vorbi și vor fi considerați mai atipici, nebuni de către cei din jur. Deci va fi important ei să fie atât de prezenți și atât de centrați în ei, în momentul în care vor veni acele mesaje, acele informații, ca să poată să le traducă în primul rând ei pentru ei înșiși și apoi pentru cei din jur. Există riscul unei tensiuni mai crescute în perioada următoare cu persoana iubită sau cu persoanele din imediatul lor anturaj, imediata lor apropiere. Totodată este bine să își învețe lecția karmică de altă dată a temperamentului impulsiv, a temperamentului necontrolat din trecut, care poate să-și pună cumva amprenta asupra lor în această perioadă, în relațiile, și să nu-i lase de fapt să-și manifeste adevărata lor personalitate. Dar, trecând peste această tensiune crescută,
mesajul cel mai important pentru vărsători în perioada următoare este să fie atenți la mesajele lor, să privească în frumusețea sufletului lor, în puritatea sufletului lor și vor găsi acolo acele informații, mesaje venite din viitor. Iar ca și afirmație pentru ei în perioada următoare este: știu cine sunt cu adevărat și ceea ce mă definește. Îmi ascult în fiecare moment intuiția și vocea interioară și acționez în armonie cu aceasta. Deci spiritualitatea, cursuri de spiritualitate, dacă vor să facă în următoarea perioadă, tot ceea ce ține de această zonă a spiritualului, de rugăciune, de adâncirea credinței, pentru că vărsătorii sunt capabili de o credință totală, desăvârșită, este extrem de important pentru ei săptămâna viitoare. Multă intensitate interioară, foarte multă intensitate, foarte multe trăiri interioare, Pluto Saturn Marte în casa credinței și a liniștii sufletești. Iată, vărsătorii sunt măcinați de tot felul de trăiri interioare, de tot felul de provocări interioare, își pun tot soiul de întrebări, își răspund singuri, vin către ei foarte multe persoane, poate chiar cu probleme, și îi solicită, stricându-le poate liniștea interioară sau provocându-i, nu neapărat că le strică liniștea interioară, dar sunt provocați să rezolve problemele celorlalți, lucru care sigur că da, îi devitalizează. În altă ordine de idei, sunt într-o permanentă interacțiune cu oamenii din jur, foarte activă este axa aceasta 3-9, pentru ei luna plină se întâmplă pe această axă, practic într-o permanentă interacțiune, spuneam, cu ceilalți, diverse tipuri de reacție. Este și ceva constructiv în toată această situație, în sensul că ei nu înregistrează pasiv această relaționare, ei se pot folosi de relațiile pe care și le fac zilele acestea, de oamenii către vin către ei zilele acestea, vor răspunde foarte prompt unor solicitări, de asemenea la rândul lor îi pot ajuta pe alții. Nu trebuie să se limiteze doar la cunoștințele de până acum, ci dimpotrivă își pot face prieteni noi și pot înțelege din destinele celor din jur ceva legat de propriul destin. Sunt destul de deschiși către sfaturile altora, pentru că, spuneam, este o perioadă în care universul lor interior este destul de bogat și ei, practic, duc o luptă cu anumite concepții, cu anumite trăiri, cu anumite gânduri proprii și încearcă să înțeleagă, rumegă, de fapt, ceva legat de propriul lor suflet, încearcă să înțeleagă ceva din trecutul lor, încearcă să-și explice anumite situații. Încearcă să rezolve anumite situații blocate, cheie și așa mai departe. Nu îi sfătuim să se ocupe foarte mult, deci nu îi sfătuim să se ocupe foarte mult de destinul celorlalți. Mare atenție, pentru că sunt într-o perioadă în care sunt destul de devitalizați emoțional și au nevoie să se concentreze foarte mult pe propria persoană. Este într-adevăr o karmă de sacrificiu, deci au un destin să facă sacrificii pentru alții, dar să nu exagereze. Mergem mai departe, luna plină pentru pești. Luna plină pentru pești vine pe sectorul compasiunii, să-și folosească darul înțelegerii cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Chiar ar fi bine pentru pești în această perioadă să se ridice la adevărata lor maturitate din toate punctele de vedere, maturitate emoțională, maturitate pe corpul fizic, maturitate mentală. Pentru pești în această perioadă... Să înțeleagă ceea ce li se întâmplă, exact. Cu cine se confruntă. Există este o perioadă foarte puternică din punct de vedere al provocărilor care vin din partea celorlalți. Trebuie să echilibreze situații care sunt dezechilibrate. Au rol de mentor în viețile celor din jur. Da, pentru că au rol de mentor inclusiv pentru ei, pentru că urmează pentru ei o perioadă de schimbare totală, o perioadă transformațională, o perioadă de alchimizare, o perioadă în care pot să devină magicienii propriei lor vieți. Este foarte important să se înconjoare de persoane cu vibrație înaltă, să își acorde momente de respirație, de liniște, de calmitate, de armonizare cu ei înșiși. Să fie foarte atenți la sectorul financiar și ei vor observa, ca și fecioarele, dacă vor fi prezenți, pe unde apar acele
cele scurgeri ale banilor și de ce până acum poate nu au avut posibilitatea chiar să pună niște bani deoparte sau să se bucure de ceea ce au câștigat. În această perioadă să spună, mă înconjor de armonie și frumusețe, am înțelepciunea și răbdarea de a alege în fiecare moment tot ceea ce este benefic pentru mine. Da, ei sunt predispuși la schimbare, sunt schimbări foarte importante, trebuie să facă lucrurile pentru care sunt pregătiți. Spre exemplu, dacă un nativ pește are un talent deosebit într-o anumită zonă, trebuie să depună foarte multă energie acolo. Pot apărea șansele unor noi propuneri, ușor de fructificat. Este bine să dea șansă oricărei propuneri, oricărui proiect, oricărei afaceri, oricărui plan pe care cei din jur îl propun către ei, pentru că destinul îi încurajează către tot ceea ce are legătură cu sufletul lor și către acele zone în care ei au un har sau un talent. Simona, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și astăseară de la ora 21. La revedere!